Liderii de la Bruxelles vor să stabilească un preț ferm până la care poate ajunge gazul, astfel încât criza energetică de pe continent să fie ținută sub control. Discuțiile asupra plafonării prețului gazului durează de câteva luni, fără să se ajungă la o înțelegere în precedentele două reuniuni ministeriale. Crucially, we must agree on gas market correction mechanism. The leaders have given the energy ministers clear task to reach an agreement today. And we have worked very closely with the presidents and the member states, and I strongly believe that the deal is within reach. Președinția cehă a Uniunii speră în ajungerea la un compromis pentru plafonarea prețului la gaze, adică la un preț de 188 de euro pe megawatt oră. Today we have to agree on a mechanism which will prevent the European households and businesses from high gas price spikes as we have seen during the last summer. I think that the European households and the businesses expects from us to act, and I do not see any reason not to be able to agree today, so there is nothing which should stop us to have an agreement today. În discuție se află și anularea prețului plafonat în cazul în care scad importurile de gaz lichefiat sau consumul crește cu 15% într-o lună. Comisia Europeană a propus la un moment dat un preț de 275 de euro, iar Franța a cerut 260 de euro, însă cea mai scăzută cifră discutată a fost de 100 de euro. Potrivit site-ului Euractiv, sunt 15 state europene care vor ca prețul gazului să fie de 160 de euro pe megawatt oră. Pentru a se vota plafonarea prețului, este nevoie de un vot al majorității, deși este preferat un consens al celor 27 de state membre.